Ați ajuns să bateți acolo la porțile play-off-ului. Ce ar însemna pentru dumneavoastră o calificare în primele șase, la finalul sezonului regulat? Da, ar însemna foarte mult. Vă dați seama, am avut sezonul trecut la un moment dat șansa de a accede în play-off, plecând de undeva de jos, chiar de pe ultimul loc. Anul acesta, să spun așa, suntem în grafic, de asta spun că sunt importante aceste patru meciuri, să acumulăm puncte, să fim acolo în primele șase, iar apoi, după o pregătire bună, tot lotul, pentru că dacă am avut probleme, am avut probleme în partea ofensivă, unde jucătorii s-au accidentat, deoarece au venit pe parcurs și nu i-am avut la pregătirea din vară. Am vrea să egalizăm acum în iarnă pregătirea, toată lumea, și să nu mai avem aceste probleme. Și după aceea cred eu că echipa va arăta și mai bine. Pe lângă foarte mulți jucători tineri pe care aveți în lot, aveți și jucători cu experiență care v-au fost și colegi la Tovrevici, Tănase. Contează mult să aveți niște piese din astea de rezistență cu multă experiență în vestiar? Da, cred eu că trebuie să împletim așa experiența cu tinerețea, pentru că și tinerii cresc altfel lângă niște jucători cu experiența lor și au ce învăța de la ei. Yasmin Latovlevici a fost și el nominalizat la premiul de cel mai bun fotbalist al lunii. La 35 de ani surprinde pe toată lumea. Ați fost coleg cu el. Ce are special Lato că la 35 de ani trage ca în tinerețe? Da, eu mă cunosc foarte bine cu el, așa cum ai spus, în perioada în care eram colegi. Îl știu cum e, probabil și dumneavoastră aveți informații cum se pregătește, ce mănâncă. Să spun așa, cu pregătirea și cu dieta lui adus-o la extrem, arată foarte bine, este într-o formă fizică foarte bună și avem exemple ale unor jucători mari care, spre exemplu Cristiano Ronaldo, care duce un stil de viață foarte ordonat și vedeți ce evoluție are și cred eu că asta e cheia succesului la o vârstă, să ai grijă și mai mare de tine față de cum erai când erai mai tânăr. Spuneți un pic mai devreme că situația financiară la FC Argeș e bună, adică sunt salariile plătite la zi. E dificil de lucrat cu un primar pasionat care se pricepe și la administrație și la fotbal? Nu, știm cu toții că dânsul a condus înainte de a fi primar FC Argeș și practic a luat-o de la zero cu dânsul. Este foarte pasionat, implicat. Dar ne asigură, așa cum v-am spus, ne asigură toate condițiile. Îi mulțumim pe această cale. Suntem cu salariile la zi. Desigur, au mai fost și rezultate proaste când asta se întâmplă la fotbal, dar încercăm să facem lucrurile bine și să fim pe măsura, să zic așa, a celor din conducere care ne dau totul. O calificare în semifinalele Cupei României plus o calificare în primele șase din Liga 1 ar însemna un bonus important pentru dumneavoastră, bănuiesc, și pentru jucători, bani promiși din partea primarului și al președintelui Consiliului de Administrație până la urmă. E și asta un obiectiv de a pune mâna pe prime? Deci dacă am intrat în play-off, da, cu siguranță am avea niște prime. Cât despre Cupa României, nu am discutat încă, probabil că o să discutăm, dar nu cred că se va da o primă doar pentru accederea în finală, ci doar dacă se va câștiga trofeul.